care, după auzul veștii că veți candida, au spus că o ajutați pe Gabriela Firea. Candidatura dumneavoastră o ajută pe Gabriela Firea. Bun, oamenii ăștia trebuie să-și pună în primul rând lor înșile întrebarea care este soluția pe care ei au dat-o PMP-ului în condițiile în care nu au acceptat ca și PMP-ul să intre în alianța de dreapta. Iar soluția pe care au dat-o ei a fost non-soluție. Ceva de genul nu ne pasă. Eu știu cum au procedat, sigur, ca niște politicieni lipsiți de experiență și-au adunat, scuze, eram să scap kilou, și-au adunat procentele de la europarlamentare și-au spus că avem mult peste 50. E, nu așa se socotesc procentele la locale. Tocmai am vorbit cu Dan Barna, l-am întrebat despre candidatura dumneavoastră și el are aceeași evaluare, spune că o ajută pe Gabriela Firea. Traian Băsescu reprezintă istoria, viitorul pentru București, se numește Nicușor Dan, orice altă secvență este pentru Gabriela Firea. Ce credeți? Ce să cred? Te aștepți la politicienii tineri, la generația tânără, să aibă analiză corectă, să aibă aprecieri corecte, să nu încerce să mintă. Eu, permiteți-mi să exprim o altă variantă. De fapt, a fost eliminat din alianță PMP-ul în ideea că va proceda ca orice partid parlamentar, adică își va face liste de candidați și la municipiu și la sectoare, ceea ce va diminua șansele lui Nicușor Dan să câștige alegerile. Mă tem că a existat și un astfel de calcul. Cineva acolo, în interiorul USR-ului, nu-l vrea pe Nicușor Dan câștigător al cursei pentru funcția de primar general, ca să poată să țină în continuare partidul. Vă referiți la Dan Barna? Din funcția de președinte, da? Da. Cred că a existat și un asemenea calcul. Altfel, pentru că reversul acestei analize, reversul analizei mele, ar fi fost așa, noi să spunem exact ce a spus domnul Barna, ia uite, Băsescu o să ia voturi de la Nicușor Dan și atunci noi, partid parlamentar, să spunem noi nu ne mai punem candidați ca să nu periclităm poziția lui Nicușor Dan. Nu vi se pare ridicol? Asta era singura soluție. Ca în raport cu ceea ce au oferit ei ca soluție. Ca PMP-ul să nu-și pună candidat la primăria capitală. Să nu-și pună candidat la Consiliul General, că dacă n-ai candidat la primărie, nu prea poți face nici voturi pentru Consiliu. Deci ăsta era reversul. Cine poate accepta ideea că PMP-ului trebuie să îi se ceară cu tupeu acest lucru, iar PMP-ul să spună da. Nu ne punem candidat. În